Când toată lumea striga, tot metrou e poponar, e poponar. Și a avut vremuri astea, da. Eu, fără să fiu poponar, eram poponar. O să vă povestesc eu cum eram poponar. Păi cum erai poponar? Te simțeai bine? Bă, nu știu, eram un poponar care nu se simte bine. Unii se simte bine ca poponar, treaba lor, da. Treaba mea era că nu eram poponar. Eu urlam în gândul meu. Nu simt poponar! Aia, bă, e poponar. Și pe principiu, dacă 10 zice să te culci sau 9 zice să te culci, trebuie să te culci. Eu sunt băcul ăștia, ai dreptate de fi ca poponar. Și după aia m-am făcut homofob, direct. Și aveam fobie așa la mine, cum adică sunt poponar. Adică ce? Ce sunt eu? Poponar? Da, populi, populi, izdei. Izdei? Păi vreau pizdei. Nu, populis. Oh, populis? Populis. Oh, mabiș. Am făcut greșeala, dar nu era greșeala, era chiar intenționat. Dacă era greșeală, cea că din greșeală, cu vorba pe ei. Adică am făcut cu neapropo. Când îi dea capitalul lui Matei, îi băgau una pe chelie, zicea lui mama, din greșeală mama e. După aia mai făceam una pe chelie, lua, ăla ura, ăă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 ă
dar ni se vedea că l-am alerit pula mare. Și cocalarii s-au zis că, ia ce pula are ăla. Și toți cocalarii în ziua aia, cred că s-au strâns toți. Ce, s-a făcut conspirație așa. Nu, toată lumea râde de mine. Păi de ce? Eu am și curul mare. Și e frumos. Pula mea, picioare frumoase lăgăcite. Și zicea că toți au fost impresionați în bapura. Când a văzut pe Flocos și aveam și părul lung, a zis că asta este poponat. Fluierau băieții după mine să-mi bag pula. Zic, băi, e mai tare ca la gagici. M-am dus eu până în Piața Romană, m-am fluit de câteva ori, da. Fluiera și ăia. A zis, băi, și ăștia fluieră, da. Claxonau mașinile după băiat. Zic, mamă, mai tare ca la pizde. Și ce mi s-a întâmplat în ziua aia? Acum zice că sunt faimos, că mai reacționează unul altul. Deci am o explicație, dar atunci nu aveam nicio explicație, eram no-name. Li se sculase pulile. Mamă, mi-am dat tigări jos. Pula mea, am fugit acasă cu viteză maximă, mi-am dat tigări jos, gata, mă las de poponareală. Cum? E greu viața de poponar. Păi, sau, cât de grea e viața de poponar. Să rezist la atâtea claxoane în cap, la atâtea pofte. Păi și ea se ofticau băieții, zic, bă, ni se scoală pulilii după un cur de gagiu? Păi, tu de la jumate în jos parcă ești femeie, de la jumate în sus parcă ești bărbat. Și eu zic, oameni, ce să mă fac? Băi, fă ceva, dă-ți iegări jos. De ce? Iată, dacă mai vii cu iegării o dată, ziceau ăia, în Piața Romană, la parter, și nu ești crăcănat, faci un trăsăiu. Exact, ca o poșorul de ăla. Prea binecuvântat, trebuie să fii crăcănat. Dar mai era lucruri, dar el e crăcănat, că de obicei bărbații sunt crăcănați. De ce sunt crăcănați? Păi o chestie de poziționare a centrului de greutate. Un bărbat de obicei are capul mai mare, toracele mai mare. Și are centrul de greutate mai sus decât o femeie. Femeia are, l-are mai jos. De aia are așa aia. Și ăștia sunt crăcăreați ca să poziționez. Că la mine sunt picioare de pe sau la. Și e și frumoasă. Și ăștia se miră. Chiam și lui Ioana. Ah, Ioana, în cum? Ai tu picioarele frumoase, mamă, am venit să te. Dar la tine e normal că ești fată. Eu uite pe la mine ce urmare are. Și atunci chiar s-a nimerit. Era cu pantalonii mei pe ea. Adică eu uite pe la pantalonii mea. Să-l lași pe tine. Da, stai ca băgat. Dar nu se observă, pentru că proporții lipsite. Și ăia era puțin ce să zic, bă, dacă tot pula la fi. Cu alea că... Și ziceam, păi, de ce să plec? Se supărau și taximetriștii, bă, mamilii noastre. Și Paul, acum am povestit ceva cu mamilor, bă, îți povestim, gata. Chefuim ce chefuim când avem noi timp liber, dar îți zicem de mamilor. Mamilii noastre vreți să ne vadă băieți cu mine. Cu, bă, măcar cu o gagică, da. Capul tău. Dă-ți, schimbă-mă capul. Dă-ți, iegări jos! Dacă nu, trageți-i pe cap. Chiuă? Păi aia e putoare de căcat. Trageți-i pe cap.